fotbalul botoșenean nu are performanțe prea mari, însă se pot schimba lucrurile din sezonul viitor. Vedem o schimbare pentru aceste otopeni. A ieșit Ghiță și a intrat Cocârlă. Punct de vedere valoric. O nouă centrare, lovitură de cap. Reține Petrache. În sfârșit, o execuție ceva mai interesantă. Centrare foarte bună. Noul intrat Cocârlă a fost cel care a trimis către poarta lui Petrache. Nu s-a întâmplat absolut nimic în ultimele minute în acest meci. Nici o ocazie notabilă. Abia acum cei de la CS Otopeni au o incursiune. Mingea este întoarsă, însă. Pană. Marin și Dedu sunt acolo. Absolut nicio minge utilă pentru noul intrat Cocârlă. Abia acum se centrează, boxează destul de ciudat Petrache. Clement Pălimaru lasă această minge, însă fără prea multe probleme respinge de la Botoșani. E nevoie doar de un zid. Cocârlă